Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Azi, ceea ce nu se poate tolera. Nicolae Iorga, curajosul intelectual al națiunii. Niciodată iubirea firească pentru acele produse literare în care se oglindește țara noastră și se întrupează spiritul rasei cărei aparținem, nu ne-a făcut să cădem în defectul condamnabil de a judeca o operă după nația cărei aparține autorul. Niciodată nu ne-am gândit a interzice oricui ar fi dreptul de a-și valorifica talentul în limba noastră, de a face apel prin mijloacele lui de creație și simțire la sufletul nostru. Dar este un lucru care nu se poate tolera. De la o vreme o parte, numai o parte din scriitorii de naștere evrei care scriu românește au ideea că ar putea să domine scrisul nostru, să-i dea tonul, să-i indice direcția. Pe vremea ocupației, ei ne aduceau ceea ce literatura contemporană a stăpânilor de atunci ai Bucureștilor avea mai infam și mai corupător. Era un curent nou și în fruntea lui se ceteau numele și pseudonimele lor. Din nenorocire pentru ei, dușmanii noștri, care nu erau și ei lor, ci tocmai dimpotrivă, s-au dus. Dar acel grup evresc nu s-a descurajat. Literatura lor a continuat înjurând și spurcând, înveninând și putrezind pe cititori. Un aderca, iertați-mă că scriu numele acestui literator fără talent și fără răspundere morală, s-a impus prin îndrăzneală și marilor reviste care au slăbiciunea de a curteni modele literare și nu e singurul care a spart prin scandal de stradă ușile reputației. Scriitorii români s-au asociat din spirit de gașcă sau din dorința de a se singulariza, ori din teama de a nu fi batjocoriți de tovărășia ofensivă a novatorilor, la această intrusiune, părând chiar mândri de a colabora la o asemenea operă de degradare a simțului literar și moral. Ei au aplaudat cartea celui mai sus amintit, prin care din umanitarism își făcea râs de războiul dreptului nostru național. Apoi dominatorii au vrut să-și aibă foaia lor. Când adevărul și-a scos în supliment literar, făcând apel la toate notorietățile, nu i-am refuzat concursul. Dar, din ce în ce mai mult, foaia și-a arătat adevăratul caracter. Scriitorii, în mare parte evrei, se coalizau ca să impună publicului nostru, prin larga răspândire a ziarului, literatura de avangardă a Revoluției, fiecare literator fiind adus înainte ca un steag de luptă contra ideii de naționalitate, contra spiritului de disciplină morală. Ultima aventură cu genialul dezvăluitor parizian al tainelor de cârciumă și de casă de desfrâu e plină de învățăminte. Spectacolul e dibaciu pregătit. Scriitorul glorios, criticul pătrunzător, corul sălbatecilor, toba cea mare, focul bengal. E o conspirație contra sănătății morale a acestui popor și contra încercării de a-l internaționaliza pentru a-l corupe să se ridice orice om care își dă seama că viforul nostru stă în sufletul onest și curat al nației. Fac acei câțiva evrei orice literatură vor în limba noastră, dacă o preferă, dar atentatul contra acestui suflet hotărât nu li-l îngăduim. Nicolae Iorga, din revista Ramuri, numărul 22-23, 15 noiembrie 1 decembrie 1924. Nicolae Iorga, născut Nicune Iorga, pe 5 iunie 1871 la Botoșan, decedat pe 27 noiembrie 1940 la Streșnic, județul Prahova, a fost un istoric, critic literar, militant antisemit, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. E cunoscut în lume ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filozof al istoriei. După cum a afirmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească în primele decenii ale secolului 20 rolul lui Voltaire. După studii elementare și gimnaziale în Botoșani, a urmat Liceul Național din Iași în 1888. A absolvit Universitatea din Iași într-un singur an, cu diploma magna cum laude, apoi a continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul 1893 la numai 23 de ani. A fost cofondator al Partidului Naționalist Democrat în 1910, membru al Parlamentului, președinte al Camerei Deputaților și al Senatului, ministru și pentru o scurtă perioadă prim-ministru. Copil minune, polimat și poliglot, cu activitate științifică prolifică, Iorga a scris 1003 volume, 12.755 de articole și studii și 4.963 de recenzii, aceasta culminând cu Istoria României în 10 volume. A predat la Universitatea din București, la cea din Paris și la alte instituții de învățământ academice și a fondat
Congresul Internațional de Studii Bizantine și Institutul de Studii Sud-Est Europene, ISSEE, a transformat orașul Vălenii de Munte într-un centru academic și cultural. În paralel cu contribuțiile sale științifice, Nicolae Iorga a fost un activist de centru-dreapta, ale cărui orientări politice au inclus elemente ale conservatorismului, naționalismului și agrarianismului. Deși în ultima parte a liceului a intrat sub influența marxismului, Nicolae Iorga a depășit acest episod în timpul universității, având să adere pentru scurt timp la grupul literar conservator Junimea. Nicolae Iorga a fost o figură centrală a Asemănătorului, revistă populistă și a fondat reviste conservatoare, ca Neamul Românesc, Drum Drept, Cuget Clar și Floarea Darurilor. A militat în cadrul Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor. A fost o figură proeminentă în tabăra pro-Antanta în timpul Primului Război Mondial datorită susținerii cauzei românilor din Austro-Ungaria și a avut un rol politic important în România Mare în perioada interbelică. A inițiat campanii pentru a apăra cultura României, a stârnit controverse datorită retoricii antisemite. A fost adversar al Partidului Național Liberal și al Partidului Național Român. S-a opus grupării fasciste Garda de Fier și după o perioadă de cumpănire s-a hotărât să-l susțină pe rivalul acesteia, regele Carol al II-lea, intrând după dizolvarea tuturor celorlalte partide în Partidul Unic de sorginte corporatistă și autoritaristă, Frontul Renașterii Naționale. Pentru că fusese implicat într-o dispută personală cu liderul Gărzii, Corneliu Zelea Codreanu, contribuind astfel fără voie la uciderea sa, Iorga și-a atras antipatia legionarilor. A rămas o voce independentă a opoziției după ce Garda a instaurat statul național legionar, fiind în cele din urmă asasinat de un comando legionar. După aflarea veștii asasinării lui Iorga, 47 de universități și academii din întreaga lume au arborat drapelul în Bernă. Așa cum spuneam, s-a născut la Botoșan la 5 iunie 1871, cum apare în registrul pentru născuți pe anul 1871. În unele lucrări apare în mod greșit ca data nașterii 17 ianuarie 1871. Confuzia apărută cel mai probabil din cauza faptului că istoricul era sărbătorit și pe data de 17 iunie după stilul vechi. Tatăl său Nicu Iorga, avocat, și mama Zulnia, născută Arghiropol, erau ortodoxi. Strămoșii lui Nicolae Iorga se pare că erau de origine română veniți din zona Pindului, deși istoricul nu s-a identificat niciodată explicit și fără echivoc cu această etnie. Probabil din cauza luptelor balcanice nesfârșite de a revendica acest popor și istoria lui, istoricul a manifestat o reținere în a-și însuși apartenența etnică explicit, însă în cartea autobiografică O viață de om așa cum a fost, scriitorul neagă subtil legătura cu grecii și se mândrește că provine pe linie maternă din aristocrația bizantină și după tată direct din munții Pindului, pe care orice istoric îi acceptă ca vatra veșnică a macedonilor, a români. Totuși, detalii despre originele îndepărtate ale familiei rămân incerte. Se zvonea că Iorga are rădăcini grecești. Zvonul, încă susținut de istorici, a fost infirmat de Iorga prin declarația: tatăl meu era dintr-un neam de negustori români, mai târziu boieriți din Botoșani, iar mama mea este fiica scriitoarei române Elena Drăghici, nepoată de sora cronicarului Manolachi Drăghici și nepoată de fiica lui Iordachi Drăghici, mare vornic al Moldovei. Cu tot numele de Arghiropol, tatăl mamei mele, dintr-o familie venită din Rusia, din Basarabia, era fiul unei miclește din Ținutul Tartarei, rudă cu mitropolitul Sofronie Miclescu, la care a și locuit într-un timp, și cu mitropolitul Calinic. Într-o altă declarație a recunoscut că Arghiropolii ar fi fost greci bizantini. Iorga a primit statutul de boier din partea tatălui, acesta permițându-i să acceadă în politică. Alte declarații ale sale, în care afirma că este înrudit cu alte familii nobile, ca familia Cantacuzino și Craioveștii, sunt puse sub semnul întrebării de alți istorici. În 1876, la vârsta de 37 sau 38 de ani, tatăl moare din cauze necunoscute, lăsându-i pe Nicolae și pe fratele său mai mic, Grigore, orfani. O pierdere pe care istoricul o va aminti în scrieri cuprins de imaginea pe care o avea despre copilăria sa. În 1878 a fost admis la școala Marghian Folescu, unde excela la mai multe materii, profesorii permisându-i la vârsta de 9 ani să le predea colegilor istoria României. Profesorul său de istorie, un polonez refugiat, i-a trezit interesul în cercetare, devenind polonofil.
Iorga a afirmat că această perioadă de formare i-a modelat viziunile despre limba și cultura română. Am învățat română așa cum era vorbită în acele zile, clar, frumos și mai ales fermă și colorată, fără intruziuni din ziare și cărțile cele mai bine vândute. Și-a format preferințele literare după ce a citit scrierile lui Mihail Cogălnicianu, opere care tratau regimul lui Napoleon, Bonaparte și diferite publicații franceze, precum romanele Evenore Leucip de Alphonse de Lamartine sau dramele Parisului de Ponson du Terrail. A făcut gimnaziul și liceul după 1881 la Colegiul Laurian din Botoșani, unde a obținut rezultate excelente și din anul 1883 a început să ofere meditații colegilor pentru a crește veniturile familiei. La vârsta de 13 ani, în timpul unei vizite la unchiul matern, Emanuel Manole Arghiropol, și-a făcut debutul în presă în ziarul celui din urmă Românul, unde publica anecdote și editoriale despre politică în Europa. Anul 1886 a fost descris de Iorga ca fiind catastrofa vieții mele de școlar în Botoșani, deoarece a fost eliminat temporar pentru că nu salutase un profesor. Iorga alege să părăsească orașul și se înscrie la Colegiul Național din Iași, fiind admis, primind bursă și fiind lăudat de director filologul Vasile Burlă. Tânărul vorbea deja fluent franceză, italiană, latină și greacă, mai târziu referindu-se la studiile grecești ca fiind cea mai rafinată formă a rațiunii umane. Însă o contribuție importantă în dezvoltarea sa multilingvistică a primit-o din partea unor profesori specializați, precum Alexandru Filipide, limba română, Alexandru Șuțu, limba franceză, Octav Teodorescu, limba germană sau Xenofont Gheorghiu, limba latină. La vârsta de 17 ani, Iorga a devenit mai rebel. Devenise interesat în activități politice, dar are convingeri cu care mai târziu va fi puternic împotriva. Autodeclarat marxist, Iorga a promovat revista de extremă stângă Viața Socială și a ținut prelegeri despre Capitalul. Văzându-se în pensionul urât și dezgustător al Colegiului Național, a încălcat regulile și a fost suspendat pentru a doua oară, pierzând bursa. Pentru a-și putea ajuta în continuare familia cu bani, se reapucă de dat meditații. A fost din nou suspendat pentru că citea în timpul unei ore. Iorga a fost unul dintre cei mai buni absolvenți, cu media 9,24. În 1888 a trecut examenele Facultății de Litere a Universității din Iași, acordându-i se mai târziu o bursă. La terminarea primului an a primit o dispensă de la Ministerul Educației al Regatului României, care i-a permis să dea examenele pentru cel de-al treilea, pe care le-a și trecut. La sfârșitul anului a dat examenul de licență pe care l-a luat magna cum laude, prezentând o dizertație pe tema literaturii grecești, o realizare care l-a consacrat în rândurile academicienilor și a opiniei publice, în mod special datorită tratării inedite și veridice a unei teme mai puțin cercetate în acea perioadă sub coordonarea lui Ade Xenopol. Ziarele din acea vreme au scris despre el, iar profesorul Ade Xenopol îl considera o minune de om. Iorga a fost onorat de facultate cu un bachet special. Trei academicieni, Xenopol, Nicolae Culianu, Ion Caragiani, au vorbit cu reprezentanții Ministerului Educației și au propus un program sponsorizat de stat care le permitea celor cu rezultate excelente la învățătură să studieze în străinătate. În 1890 s-a căsătorit cu Maria Tasu, de care a divorțat în 1900. Avusese anterior o relație cu Ecaterina Cebotez, dar după mai multe ezitări, a decis să se căsătorească cu fiica lui Vasile Tasu, mult mai bine situat în societate. Xenopol, care a fost pețitorul lui Iorga, a încercat să-i obțină un post de profesor la Universitatea din Iași. Alți profesori s-au opus acestei încercări din cauza vârstei fragede și a orientării sale politice. Iorga a primit un post de profesor de latină la Liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești, actualul Colegiu Național Ion Luca Caragiale din același oraș. După ce a trecut de concursul, jurizat de scriitorul Alexandru Odobescu, deși a avut posibilitatea de a deveni profesor de latină atât la Botoșani cât și la Focșani. Timpul pe care l-a petrecut acolo i-a oferit ocazia să-și lărgească cercul de cunoștințe și prieteni, întâlnindu-se cu scriitorii Caragiale și Alexandru Vlahuță, istoricii Hajdeu și Grigore Tocilescu și teoreticianul marxist Constantin Dobrogeanu Gherea. 1895 a fost anul în care Iorga a început colaborarea cu cadrul universitar și agitatorul politic Acecuza, alături de care a fondat grupul Alianței Antisemite Universale, făcând astfel primii pași în politica antisemită. În 1897, după ce a fost ales membru corespondent al Academiei Române,
S-a întors în Italia și a cercetat mai multe documente în regatul autonom Croația Slavonia la Dubrovnik. A îngrijit publicarea celui de-al 10-lea volum Hurmuzaki, grup în rapoarte diplomatice despre regatul Prusiei din cele două principate dunărene din perioada 1703-1844. După ce și-a petrecut mare parte din anul 1898 în cercetarea mai multor subiecte și după ce a prezentat rezultatele Academiei, a mers în Transilvania, cea mai mare subregiune a Austro-Ungariei locuită de români. A cercetat arhivele din Bistrița, Brașov și Sibiu, a făcut un progres major prin stabilirea adevăratului autor a cronicilor valahe nesemnate, stolnicul Cantacuzino, un literat și agitator politic din secolul al XVII-lea, ale cărui cronici au servit ca surse istorice primare pentru mult timp. A publicat mai multe cărți în 1899, manuscrise din biblioteci străine, două volume, documente românești din arhivele Bistriței și o carte în limba franceză despre Cruciade, intitulată Note et extrait pour servir à l'histoire de Croisade, două volume. Xenopol și-a propus elevul pentru a primi calitatea de membru al Academiei pentru a-l înlocui pe Odobescu, care s-a sinucis, dar propunerea nu a fost susținută. În anul 1940, regimul lui Carol al II-lea s-a prăbușit. Neașteptată cedarea Basarabiei și Bucovinei de nord sovieticilor a șocat societatea românească și l-a revoltat pe Iorga. La două ședințe ale Consiliului de Coroană, ținute la 27 iunie, a fost unul din cei 6 membri din totalul de 21 care s-au opus ultimatumului impus de URSS, cerând cu insistență apărarea armată a Basarabiei. Mai târziu, dictatul de la Viena a cedat Ungariei Transilvania de Nord, astfel agravându-se criza politică și morală care a dus la instaurarea statului național legionar cu Ion Antonescu în rol de conducător, sprijinit de un guvern legionar. Iorga a decis să suspende apariția gazetei Neamul Românesc, explicând că s-a produs o înfrângere. Steagul nu se predă, ci pânza lui se înfășoară în jurul inimei. Inima luptei noastre a fost ideea culturală națională. Văzut vinovat pentru uciderea lui Codreanu, a primit noi amenințări de la Garda de Fier prin scrisori de ură, atacuri în presa Mișcării Legionare, Buna Vestire și Porunca Vremii și tirade de la sediul legionar din Văleni. S-a opus noului guvern susținându-și atașamentul față de regele care fusese obligat să abdice. Nicolae Iorga a fost obligat să părăsească domiciliile din București, unde deținea o casă nouă în cartierul Dorobanți, și din Vălenii de Munte din cauza cutremurului din noiembrie 1940. S-a mutat la vila sa din Sinaia, unde a terminat istoriologia umană. A fost ridicat de un grup de legionari, cel mai cunoscut dintre aceștia și conducătorul grupului format din Ion Tucan, secretar general al Institutului Național al Cooperației, Ștefan Cojocaru, consilier la INC, Traian Baciu, director la INC, Ștefan Iacobete, șofer la INC și Tudor Dacu, informator al Poliției Legionare, fiind inginerul agronom Traian Boieru. În după-amiaza zilei de 27 noiembrie și ucis lângă Strejnicu. A fost împușcat de 9 ori cu pistoale de 7,65 mm și 6,35 mm. Asasinarea lui Iorga e des menționată în paralel cu cea a politicianului țărănist Virgil Magiaru, răpit și omorât de legionari în aceeași noapte, și cu masacrul de la Jilava, în care aparatul administrativ al lui Carol al II-lea a fost decimat. Aceste acte de răzbunare, puse în legătură cu descoperirea și reîngroparea rămășițelor lui Codreanu, au fost făcute de legionari din propria inițiativă, ducând la tensiuni între ei și Antonescu. Membrii Gărzii de Fier îl considerau responsabil de uciderea comandantului lor, Corneliu Zelea Codreanu, în timpul regimului de autoritate monarhică a regelui Carol al II-lea, când, în urma unei scrisori deschise adresate de Codreanu către Iorga, acesta fiind și consilier regal, i-a intentat proces și liderul legionarilor a fost condamnat pentru calomnie. Cu toate că Iorga a adresat câteva scrisori instanței în care a cerut suspendarea procesului, procedura juridică nu a fost oprită. Moartea lui Iorga a generat consternare și a cutremurat comunitatea academică. După aflarea veștii asasinării lui Iorga, 47 de universități și academii din întreaga lume au arborat drapelul în Bern. Discursul funerar a fost ținut de istoricul francez exilat Henri Fossillon din New York, numindu-l pe Iorga una dintre personalitățile legendare plantate pentru eternitate în pământul unei țări și în istoria inteligenței umane. În țară, Garda de Fier a interzis plângerea sa în public, exceptând un necrolog în cotidianul Universul,
și o ceremonie ținută la Academia Română. Un ultim omagiu a fost adus de filozoful Constantin Rădulescu Motru, care îl numea în termeni asemănători celor folosiți de Fosion, curajosul intelectual al națiunii, toată înțelepciunea și originalitatea unui geniu român, a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt. Trupul lui Iorga a fost îngropat la cimitirul Belu din București în acea zi cu funeraliile lui Magiaru. Cei prezenți, printre care se aflau politicieni și diplomați străini, au sfidat interdicția gărzii de fier cu prezența lor. Ultimele texte ale lui Iorga, recuperate de tânărul său discipol, Gheorghe Brătescu, au fost ținute de criticul literar Șerban Cioculescu și publicate la o dată ulterioară. Gheorghe Brătianu a preluat postul lui Iorga de la Institutul de Studii Sud-Europene și Institutul de Istoria Lumii, reintitulat din 1941 Institutul Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a avut peste 10 copii, dar mulți din ei au murit la vârste fragede. Fiicele sale cunoscute sunt Florica Chirescu, Magdalena, Liliana și Alina. Magdalena, care se bucura de o carieră de succes în pictură, și-a stabilit familia în Italia. Singurul copil care s-a axat pe domeniul istoriei, cunoscută pentru reeditarea cărților tatălui ei și pentru contribuțiile ca sculptor, a fost Liliana Iorga. Ea s-a măritat cu istoricul Dionisie Pipi din 1943. Alina a devenit soția unui jurist argentinian, Francisco La Plaza. Unul din fii Mircea s-a căsătorit cu una din fiicele familiei Știrbei, apoi cu Mihaela Bohățiel, o aristocrată transilvaneană, descendentă a clanului Lemeni și a magnatului medieval Johannes Benknar. De profesie inginer, Mircea Iorga a fost directorul Colegiului Tehnic Energetic din București la sfârșitul anilor 30. Un alt fiu, Ștefan Neiorga, a fost scriitor, susținător al mișcării Cuget Clar și mai târziu medic. Nepoata lui Iorga, Micaela Filiti, care a lucrat ca funcționar public în anii 30, a fugit din România comunistă și s-a stabilit în Franța. Printre descendenții săi se numără Andrei Pipidi, fiul lui Dionisie, principalul editor al scrierilor lui Iorga. Pipidi a prefațat și colecția ale corespondenței lui Iorga și a publicat o sinteză biografică despre bunicul său. Andrei Pipidi este căsătorit cu politologul Alina Mungiu, sora regizorului Cristian Mungiu. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!